ceva, băieții, și bine ați venit la un nou episod din FIFA 22 Draft spre Glorie. Suntem în anul 2022. Vreau să vă urez tuturor un an nou plin de bucurii și sănătate, frate. Că asta e cea mai importantă. Pe restul le rezolvați voi. Astăzi fiți atenți ce facem noi. Facem ceva foarte, foarte interesant în drafturi. O să încercăm 1, 2, 3, 4 drafturi. Depinde când o să fim mulțumiți de ceea ce ne pică și vom fi obligați în fiecare player pick, dacă avem un câștigător de balon d'or, de balonul de aur, să îl alegem. Avem o grămadă de legende disponibile la momentul actual în joc și asta ne asigură, după părerea mea, câteva drafturi pline de câștigători ai balonului de aur. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Hai să băgăm bănuții și să vedem formația pe care o vom folosi. Fii și tu atent aici. Din punct de vedere al sistemului in-game, nu pot să zic că mă încântă 4-5-1 tag, dar pare să fie cam cea mai bună pentru a avea parte de jucători de top. 4-2-3-1 cred eu că e cea mai bună formație in-game, dar vom merge pe 4-5-1 pentru a avea un challenge cât mai fun. Și capitan! Avem? Ia stai puțin! Stai să vedem! Avem sau nu avem? În momentul în care nu avem, atunci putem să alegem orice jucător vrem noi. Am tras puțin speranță că o să fie la Emilio Butragheni, acolo poate un balon de aur, dar nu este. Oricum putem să alegem pe cine vrem noi, deși eu sper la câți mai mulți jucători cu balon. Oh, Figo! Stai mă, nu-l are Figo? Figo l-are în 2000, tati. Atunci a câștigat balonul de aur și suntem obligați să-l luăm. Hai cu Luis Figo și hai pe mijlocaș central ofensiv, aici nu e nimic. Bă, dar chiar nu e nimic aici. Pă bune, Zaniolo să fie. Hai pe stânga, Ronaldinho, Roni, nu, nimic, hai pe dreapta, poate aici, ceva, frumos, Rafinha, Fecatito, bro, cred că îi dăm autocomplete la asta pentru că momentan e belea, momentan avem doar un singur câștigător de balon de aur, poate se va schimba asta pe parcurs. Mijlocaș central, Balak Pirlo! Dar nu cred că are cineva de aici balonul de aur. De fapt, știu de fapt că nici Balak, nici Pirlo nu-l au. Ce să luăm noi aici? Ceva mai defensiv pentru poziția. Hai să încercăm cu Balak. Ok, știți că avem voie să luăm pe oricine în cazul în care nu e câștigător de balon de aur. Avem unul până acum. Doar. Hai pe stânga. Roberto Carlos, Icon. Philip Lam, Andy, Ashley Cole, scuze, Pedro Hernandez și Acuña. Nu e niciunul câștigător de balon de aur, așa că o să putem să alegem pe cine vrem noi. Ashley Cole să fie. Hai pe fundaș central. Upamecano, Diego Carlos, nu e niciunul cu balon de aur. Ei, aici un Maldini? Dar nici Baresi, nu mai țin minte. Stai să-l vedem pe Baresi. N-a luat mă nici Baresi, că nu dădeau ăștia înainte așa la fundaș. O să mergem pe Laurent Blanc și pe fundaș dreapta. Ceva pentru Tecatito? Băi, nimic pentru Tecatito și cred că să mergem pe Mbabu. Hai să mergem pe Mbabu. Portar? Portar, sănătate și virtute, Oviță. Hai la fond. Băi, doar unul, ești nebun. Mai facem drafturi. Nu se poate așa ceva. Nu ne interesează portarul ăsta, luăm un Golini și începem de la stânga. La dreapta, Luke Shaw, Roberto Carlos. N-are nimeni balon de aur de aici, îl luăm pe Roby Carlos totuși. Frumos, brazilian, acum poate. Marquinhos, Gomez, Virgil, Spinazzola și Hakimi. Ce poți să iei de aici? Ce e mai interesant de aici? Toți sunt foarte, foarte, foarte buni. Iau un Virgil pentru rating, deși sunt mulțumit la momentul actual de fundașii centrali pe care îi avem, dar la cum arată lucrurile, nu cred că jucăm draftul acesta. Delaney, Sarca, Andreva, Locatelli, Lampard, hai să fie Icon. Bă, unul singur balon de aur în acest draft? Surprinzător, Di Maria, Davoshu, Garincha, Overmars și Schuker, dar tot nu cred că avem, tot nu cred. Nu avem, o să fie Garincha ales aici, dar nu avem. Figo e singur, niciun Ronaldo, niciun Messi, e serios. Del Piero! Și Thierry Henry, Del Piero chiar prime, dar după cum mă uit eu aici, nu avem nici Del Piero, nici Henry. Eu cam știu că nu au ei, dar pentru siguranță, pentru că nu vreau să fac greșeli, mă uit. Atal, mamă, cum arată acest Atal? Și fii atent, suntem foarte aproape, am putea să facem un draft aproape full Icon, deși nu știu dacă mai pic aici la final ceva frumos.
No, Yuri, Dembele, mamă, fain Dembele ăsta. Lala și ultimul jucător, nimic, merge la draft următor. Hai dat, poate acum, la al doilea, reușim, 4-5, hai mă, 4-3-3 attack, hai 4-3-3 attack, tată. Să vedem ce avem aici. Ei, Lampard, Ronaldinho, l-am văzut. Magnific. Și știu că are balon de aur 94. Ronaldinho să fie capitanul nostru, urmat de Lineker Sanchez, Didier Drogba. Ne, n-are niciunul de aici. Niciunul. Sanchez, băi, dar nu mai pică. Ronaldo și Messi, cel puțin nu la mine. Se iau pe Hugo Sanchez. Hugo Sanchez. Dar nu cred, fii atent, că are probleme la composure. Nu are composure bun, 86. Bun, haide Hugo, vină cu coada. Doar că are 4-3, dacă nu mă înșel. Pe right winger avem aici vreunul. Decât Figo, cred că ar putea să fie. Nu. În schimb, avem, să zicem așa, un... loc 2-3 sau cât a luat Salah, un jucător care zic eu că pe parcursul carierei sale ar merita totuși un balon de aur. Mijlocaș central stânga, Veron, Robbie Keane. Veron e noutate aici. Valverde, Gundogan, Arthur și Keane. 66 pace, 88 cu 87. Nu mă încântă, să știți, dar are engine, deci are un plus acolo. Totuși Valverde superior, îl luăm pe el. Hai mijlocaș central ofensiv, tată. Socrates, Pele, avem 2 până acum, 98 Pele, ce frumos. Băi, Oviță, ești un noob adevărat. Pele nu avea cum să câștige balonul de aur acolo, pentru că balonul de aur până acum câțiva ani a fost acordat doar jucătorilor din Europa. De asta nici Maradona nu are un balon de aur câștigat. L-am luat acolo, oricum nu era alt balon de aur în acel pic. Și avem acum opțiune cu Gravenberg, Pizzi, Gallagher. Ah, Gravenberg e upgradat. Nu-l iau pentru chemistry, îl iau pentru valoarea sa. Socrates, nu o să joace niciunul. Fundaș central, Jose Fonte, Nacho, White, Romero. Și pe stânga, mamă, dar n-a dat nimic aici. Băi, ești nebun, nu cred. Vai, ce rușinic. Hai pe portarul un icon să vedem și noi. Schmeichel, îl vedem pe Peter Schmeichel. Băi, din păcate nu e nici el balon de aur, dar îl luăm icon. Avem voie la el. Marquinhos, ok, braziliero, interesant, are treabă cu chemistry-ul nostru? Nu prea. Sergio Ramos, Hernandez, francez pe partea aia. Nu mă ajută nimeni aici, ca să fiu sincer. Un icon pe fundaș stângă ne-ar ajuta. Klaus, sau așa. Bro, pe bune. Avem nevoie mai mulți icons. Haide tată, guard. Nedved. Și Gheorghe Hagi, dar suntem obligați la Pavel Nedved. Ok. 91 ratingul său câștigător al balonului de aur. Nedved să fie, poate să joace pe poziția de mijlocaș central. Hai să continuăm. Și urmează Eusebio, 93. Băi, dar nu știu dacă are. Are, tati, Eusebio în 65 când juca la Benfica. Fabulos, haide, vino în coa. Dumnezeule, cum arată acum? Avem 3 câștigători de balonul de aur. Avem pe Pavel Nedved, pe Eusebio și pe Ronaldinho. Doamne, ce frumusețe. Continuăm acum cu... Nu e nimeni câștigător, dar e Neymar aici, care poate să intre foarte frumos în echipa noastră. Încă 5 jucători rămași. Și... Ok! Philip Lam sau Michael Ballack? Suntem setați acolo la mijloc. Mai degrabă mi-aș lua pe Lam. Ok. Hai să vedem. Încă 4 jucători rămași. Și Petit Rivaldo! Rivaldo are și el balon de aur. 100% vă spun. Îl știu pe golan. Are 99 câștigat balonul de aur. Haideți să-l luăm pe Rivaldo și să-l băgăm aici în primul 11. O să stea în 6. Nu o să fie full cam, într-adevăr, dar totuși. O rezolvăm ușor. Câți avem până acum dată? 1, 2, 3... 4 câștigători de balon de aur. Ho, frumos. Dar tot nu pică Messi, Ronaldo și ultimii 2 jucători. Nu mai vine nimic aici, tată. Nuno Mendes, că e pe PSG aici, aș putea să-l convin bine, știi, pentru chemistry.
Doi rămași. Haide că a venit în încă un icon, Laurent Blanc. Foarte frumos, sau Reguilon Blanc aici. Bun, bun, am putea să-l jucăm fără probleme la mijlocul terenului. Ultimul, Rodrigo. Și mai avem portar. Greu de crezut totuși la portar. Nu ne interesează de ori. Avem un viitor, poate, icon. De fapt, 100%. O să fie și el icon. Gianluigi Buffon, 97 chemistry, așa putem să crește. Bineînțeles că aș putea să facă lejer, cred eu, un full chemistry cu câteva artificii. Băi, fii atent că e 190 draftul. E de 190, o minunăție. Nu eram sigur dacă să-l joc sau nu. Nu putem să scăpăm sub nicio formă de golanul ăsta. Ia stai, acum cât suntem? Tot 190. O să-l joc cu... De fapt, o să-l termin cu acest fundaj de 78 și după aceea o să-l schimbăm. Arată foarte, foarte fain. Hai să luăm managerul. Băi, îmi place ce treabă a făcut. Îmi place ce treabă a făcut Tuchel la Chelsea, dar... Stai, Eusebi oricum e în full. Hai să-l luăm pe antrenorul celor de la Chelsea din Premier League. Și ăsta e draftul de 190. E o frumusețe, mă. Este o frumusețe de draft. Eu zic că îl jucăm pe ăsta. Eu zic să-l jucăm. Avem 1, 2, 3, 4 jucători care au câștigat balonul de aur și mai avem și câțiva jucători absolut fabuloși, cum ar fi Sanchez, cum ar fi Pele, l-avem și pe Laurent Blanc, l-avem și pe Salah și pe Neymar. Cred că este spectacol. Hai să-l jucăm draftulețul ăsta. Oh, frumos! Vieira, Ruud, Hulit, Maldini. Ce frumusețe și la adversarul nostru. Poate acum, perfect, perfect, Ronaldinho, 1-0. Nu cred că iau gol de aici. Băi, n-am fost atent, uitam pe telefon și am greșit la fundaj, bă. Nu pot să cred. Neymar! Da, tati, super sabul nostru, face 2-1. Ăla e tată, oricum nu mai conta. 3-1. 4-2-3-1, frumos, cu Ronaldinho, cu Laurent Blanc. Bine, de tot arată echipa. A pus pauză, face și schimbări. Golan mare, mă. Frumos, combinat. Pele, ăla e tată. Super combinație, 2-0, Ronaldinho! A ieșit la pauză. Ok, nicio problemă, mergem mai departe. Ce avem, tată, în semifinale? Ce avem? Cruyff de 94, ești nebun? Prime Cruyff ăla, cred că e fabulos cardul ăla. Hai mă, curăț-o de acolo. Superb Pele, n-ai frate. Superb Pele din kick-off, scuze bro. Nu e offside? Nu e o. Haide tată, ăla-i mă. Tot Pele ne scoate de data asta. Asist de la Eusebio. Pele, magnificul. Pele face 3-2. Ce simplu m-a executat. Ce simplu. Am ieșit foarte prost acolo cu fundașul. Bine tată, perfect construit acolo, 4-3. Da, a fost și kick-off, așa că hai să recunoaștem. Ăla-i tati, Ronaldinho! Ce meci, ce nebunie, ce spectacol! Hai și marea finală! Pa, 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 4-2-2-2, super formație și atacul e genial. Puskás cu Cantona, Maradona și Pele.
super pasă și Eusebiu cu golul 1-0. Așa datat. Ăla e tati, ăla e tati, l-am văzut. Mohamed Salah, 2-0. Oh, 3-0. Ce i-a făcut Neymar? Nu pot să... Ok, ia să vezi tu că mă egalează și luăm bătaie. Nu mă egalează. E Pele prea bun, tată. E Pele mult, mult prea bun. Doamne, cât de bun e, nu se poate. Nu se poate să fie atât de bun Pele. Hai cu fluierul final. Ăla e, băieți, reușim să câștigăm acest draft superb cu acești jucători magnifici. Hai să vedem și premiile pe care o să le primim. Avem. Ok, primim Gold Players Pack și un Mega Pack. Am deschis un Silver. Ok, avem Silver de la alte drafturi. O să dau skip la astea Silver, nu le deschidem pe astea, pentru că sunt boring. Avem câteva Gold. Uite, două Gold. Vedem ceva frumos în ele? No, în primul nimic. Al doilea? Ța, 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 pa, 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 nimic. Hai să mergem acum peste din draftul actual, Premium Gold Players Pack și după aceea Mega Pack-ul. Vedem un board englez, oare Pickford? Sau Kieran Trippier? Mason Mount, ok, hai că ai ghicit o viță. Și mai avem un Mega Pack. Mega, 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 mega pack. Haide, tată. Alt board englez. Acum e Trippier, cred. Ia să vedem, da, Trippier de data aceasta, băieți, n-avem noroc în pachete, a picat acolo un Mircea Lucescu, însă draftul a fost unul superb. Vă pup o viță și ne vedem în episoadele următoare. Pa, pa!